Vă salut, dragi prieteni, pe contul meu de Facebook, Cătălin Iostene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă. Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vorbim despre lucruri interesante. Astăzi vorbim din nou despre sănătate, în primul rând, și mai mult decât atât, vom vorbi despre cum ne putem menține sănătatea, pentru că este foarte important să facem lucrul ăsta. Și alături de mine se află Bogdan Mihăiescu, medic specialist ortoped. Mă bucur că ai venit alături de mine. Ortho Life Priority, rubrica noastră pe care o realizăm împreună, și mulțumesc pe această cale că un medic tânăr pasionat de ceea ce face a acceptat să facem aceste emisiuni foarte frumoase, prin care să vorbim cu voi și să vă informăm despre lucruri foarte mult mai puțin protocolar și pe înțelesul tuturor. Exact. După oarecum o scurtă pauză de câteva luni în care nu ne-am mai... De publicitate, era să glumesc așa, să nu avem aici, totul live. Așa, după și nu prea știm despre ce vorbim, dar vedem, no, ne scoacem. Știm despre ce vorbim, pentru că... Am de subiectele pe care le abordăm la asta mai. Subiectele pe care le abordăm sunt interesante. Vor veni și din partea voastră, dacă vreți să ne scrieți, cu mare, mare drag, o să vă răspundem pe public. Atenție, menționez lucrul ăsta, pentru că știu că sunteți mulți care îmi scrieți și pe privat. Subiectele publice, întrebările publice pentru... medicul Bogdan Mihăilescu, dacă aveți întrebări, vă așteptăm cu mare, mare drag, dar în principal eu vreau să vorbim despre un subiect, v-am spus, am mai discutat despre lucrul ăsta, dar așa sporadic, destul de controversat, despre acele infiltrații. Pentru că sunt foarte multe discuții și eu am văzut și pe online, știu că pe foarte mulți dintre voi vă interesează lucrul ăsta și m-am uitat în online câte dezbateri, câte discuții sunt pe această temă, nu mai vorbim de, mă rog, unii confundă poate cu acele hiperbare, că a pățit omul un celebru cântăresc de-a lui Petrică Mățu Stoian. Nu e același lucru și vom vrea să facem diferența între hiperbare și infiltrații. Pentru că este o diferență foarte, foarte mare și, apropo de siguranță, din câte am înțeles și eu, e mai, mai mare siguranță în aceste infiltrații. Da. Nu pot să zic că am foarte mare experiență în ceea ce privește acele camere hiperbare, ceva de genul, am înțeles că sunt sincer, nu am experiență. Dar lumea confundă asta. Da, nu pot să comentez foarte mult, deci oarecare diferență nu pot să zic că pot să fac între ele, pot să discut despre ce înseamnă aceste infiltrații intraarticulare sau periarticulare sau paravertebrale, că se aplică în mai multe patologii. Da, să începem oarecum cu începutul. Ce înseamnă infiltrații? Infiltrații sunt un fel de injecții, sunt injecții care se practică în foarte multe patologii, ori intraarticular, adică în interiorul unei articulații, sau periarticular, adică în jurul unei articulații. Se folosesc, să o iau așa, de sus până jos, în cam absolut orice fel de patologie, de la coloană cervicală până jos la articulația gleznică. Deci acoperă mai multe afecțiuni, absolut, care nu orice. Au legătură neapărat doar cu sfera ortopedică, în care tu ești specialist, medic specialist. Au mai multe aplicații, cel puțin una dintre ele, și anume plasma PRP, o să discutăm despre, are mai multe aplicații, dar eu nu repet. Îmi place să vorbesc despre ceea ce știu și ceea ce fac, restul să vorbească cei care le practică. Bun, să începem cu coloana oarecum. Se folosesc aceste infiltrații. Sunt paravertebrale, care se pot face și anume, să zicem, de o parte și de alta a coloanei, paravertebral, nu în interiorul coloanei, pe care noi le facem cam la ordinea zilei și până la urmă nu sunt chiar atât de complicate de făcut, dar mai sunt și acele infiltrații care se fac chiar în interiorul coloanei între vertebre și atunci în acest caz se fac numai sub control radiologic. Și deci acestea se fac mai special, să zic, și în locuri mai rare, adică nu oricine poate să facă aceste infiltrații, recunosc, nu am o experiență pe așa ceva. Eu practic în ceea ce privește patologia coloanei vertebrale, că e cervicală, toracică, lumbară, aceste infiltrații cu plasmă și antiinflamator și anestezii local, paravertebral, nu intraarticular vertebral.
Deci salutăm atunci... pe Oprița, Alina, pe Ani, Liliana, pe Alexandra, Maria Oiță și Gârbea sau Garbea Georgens, pe toate respectele domnului doctor. Mulțumim. Este șeful de la Doc Clinic numărul 2. Uh-huh. Un prieten bun, salut. Salutări. Salutăm și pe Mihai Oneașcu și pe toți cei care ne urmăresc. Ai spus un lucru foarte mare și important și mi-a plăcut asta, domnule doctor, pentru că devine puțin protocolare acum, pentru că e vorba de profesia la care tu ții foarte mult și îmi place lucrul ăsta, pentru că am văzut, apropo, în zona de jurnalism, în zona de mass media, poate multe greșeli din partea unor medici, pentru că eu nu vreau să cred și nu cred că un medic are luată rea voință atunci când face ceva. Ai spus că atunci când, dacă nu te pricep, nu intri acolo, ceea ce mi se pare pentru un medic, un tânăr medic, foarte tare. Adică, domnule, eu știu asta. Asta fac eu, la asta mă pricep, nu că bine, foarte bine, cum știu că te pricep. Mulțumesc. La ceea ce faci tu. Mulțumesc. Și la ce nu mă pricep, domnule, las pe alții să vorbească sau să fac. Asta pot să ateste și mă scuzați că mai fac chestia asta, am o alergie la ambrozie și am terminat și de asta am cerut. Spunea și pot să ateste pacienți care au venit pe la mine și care, din păcate, a trebuit să le spun că nu e o rușine, foarte important să recunoști când patologia cu care pacientul se prezintă nu are legătură cu sfera ta. Da. Și atunci este important să poți să, nu că să recunoști la modul că ascunzi ceva, dar să recunoști pur și simplu simptomatologia și patologia posibilă și pe lângă asta să știi unde să trimiți mai departe, în caz că nu ține de tine. Și am avut pacienți la care pur și simplu spuneam, îmi pare rău, dar nu ține de specialitatea mea. Îmi pare rău că n-am cu ce să te ajut, trebuie să te trimit la X sau Y specialitate și, sincer, nu mă așteptam oarecum pacienții să fie, nu știu, dezamăgiți, supărați că n-au venit undeva și n-au fost rezolvați, dar tocmai a fost invers. Mi-au mulțumit și au fost recunoscători de faptul că am fost deschis și sincer și direct și le-am zis unde ar trebui să mai. Sinceritatea e întotdeauna mai bună și știu că voi în medicină aveți un principiu foarte frumos pe lângă jurământul Hipocrate, pe care îl respectați. Îmi place foarte mult un principiu al vostru și vă apreciez mult pentru asta. Decât să faci rău, mai bine nu intervii. Mai bine nu faci nimic decât să faci mai rău. Este primul principiu important al jurământului Hipocrate. Da? Primul non nocere. Și asta înseamnă, în primul rând, să nu faci rău. Adică dacă vine un pacient la tine cu orice, în orice fel de specialitate, să nu plece mai rău. Adică prin ceea ce faci tu să nu îi faci mai rău și atunci mai bine nu îi faci nimic dacă nu îl trimiți la un medic sau îl trimiți care undeva unde poate rezolva, sigur. Da, pentru că oamenii nu știu într-adevăr și nu trebuie blamat, pentru că sunt oameni care într-adevăr vin chiar și în ortopedie cu probleme care nu țin de sfera. Deși ar părea, parcă în sfera asta pare mai puțin probabil și să vină cineva care are altă problemă. Și totuși se întâmplă. Se întâmplă. Salutăm pe Bogdan Nicolae, am ocazia să-l cunosc și pot spune că este un doctor foarte bun. Bună ziua, domnule doctor, și tot Bogdan Nicolae ne spune cu experiență vastă în Marea Britanie. Salutăm și pe Cristian Zeghel. Este un prieten cu care am avut, plăcerea de a și locui o perioadă în Anglia, când am stat aproape, de fapt, mai mult de 5 ani. Salut, Bogdan. Salutăm și pe Cristian Zegheru și pe Oprița Alina și pe toți cei care ne urmăresc. Noi am mai vorbit de perioada din Marea Britanie, se tot discută. Cunosc și eu oameni care lucrează în sfera medicală. Crezi că în România mai avem mult până ajunge la nivelul de îngrijire de acolo, de tratament? Pentru că problema la noi asta e, din păcate, în țara asta, nu că n-am avea medici buni, unul dintre ei mi-a invitat astăzi, Bogdan Mihăilescu, am mai avut și alți medici tot de excepție, și chiar tineri medici, dar mai e o problemă, Bogdan. Ai văzut că foarte mulți aleg să plece. Da. Aleg să plece, eu spun de ce am plecat eu. Am plecat pentru că nu erau niște posibilități. La vremea aceea aveam, nu știu, un salariu de 1000 de lei, ceva de genul, 900 de lei. Deci de la niște posibilități materiale precare, fără să am în spate cineva să mă ajute, în ceea ce privește mai multe posibilități materiale. Și atunci am ales să plec din aceste motive, dar și având undeva așa o tragere spre a cunoaște alte sisteme și alt fel de a face lucruri și alt fel de a aborda anumite patologii și am avut posibilitatea, nu înțeleg de ce nu o fac mai mulți, mai ales că
rezident și numai pe ortopedie, vorbesc în general, orice tânăr medic în rezidențiat, să plece să experimenteze un pic lumea de afară, că e pe 3 luni, 6 luni, un an. Da, dar eu tu te-ai întors, bagajul de cunoștințe de acolo l-ai pus aici în valoare, nu ai rămas acolo. Am încercat să-l implementez, dar nu am, o să zic, am reușit în multe feluri, dar mi-au rămas anii aceia în, poate în felul de a aborda anumite situații, de a mă comporta, poate de a încerca să empatizez un pic mai mult cu pacienții care de multe ori vin, cum mai vorbam noi mai mult, în niște stadii foarte avansate și cu multe patologii asociate și e greu de a găsi niște variante de tratament viabile pentru ei. Da, deci am rămas cu niște lucruri din perioada aceea de spate, da, 5 ani și vreau că spun că este o perioadă lungă, medie, mare, da. Și niște lucruri pe care dacă nu eram plecat, nu le învățam în România. Nu vorbesc strict de specialitatea mea, dar de medical în general. Multe lucruri pe care acum le știu și nu se întâmplă să mă lovesc de ele, pe care nu le-aș fi învățat niciodată aici. Nu neapărat că nu are cine să mi le învețe, dar acolo, fiind într-un alt sistem, te forțează oarecum să înveți și lucruri care nu țin neapărat de specialitatea ta. Aici mai puțin la noi. Nu blamez sistemul, este doar o realitate a sistemului. Salutări calde tot, Bogdan Nicolae ne spune, salutăm și noi și pe toți cei care ne urmăresc, Poprița Alina, Cristian Zegheru, Dan Dobre, Ionuș Cocoșilă și toți cei care ne sunt alături. Ionuș Cocoșilă, scuze, cel mai bun barman din Creu. Salutări și felicitări. Face niște lucruri extraordinare. Ionuș Cocoșilă, fă reclamă, pentru că merită. Foarte tare. L-am avut la ambele botezuri ale copilor, la nuntă, l-am avut peste tot. Foarte tare. Un prieten drag. Uite, apropo de specialiști de lucruri, indiferent ce ar face și în ce domeniu ar lucra, trebuie să fie profesionist fiecare. Indiscutabil. E greu la început când pleci la un drum, cum sunt și eu și am fost și toată lumea care pleacă la un drum, mai ales dacă n-ai în spate pe, nu știu, mama, tata, frate, unchi și așa mai departe, să încerci să răzbești un sistem, probabil doar prin cunoștințele pe care ai despre domeniul în care lucrezi și cred că foarte important și felul tău de a fi. Da. E greu, dar nu e imposibil, Bogdan. Să ești unul din exemplu de tineri medici. Vorbesc de lucrul ăsta pentru că știu că este o criză, iarăși acum, de medici în România. Foarte mulți aleg să pleci. Și ăsta e un subiect foarte actual, proaspăt. Corect. Da. Atunci când nu ți se oferă poate niște posibilități, vezi, era discuția, cum am sare în minte, faptul că foarte mulți blamau faptul că nu avem, nu știu, salarii, venituri. Cum îți explici că salariile au crescut, nu la, am câteodată niște discuții cu niște cunoștințe, care au o părere absolut exagerată de ce venituri au marea majoritate a medicilor. Nu toți. Sunt unii care sunt undeva în stratosferă, dar nu toți. Nu spun că sunt niște venituri mici, dar nici la nivelul la care se gândesc unii foarte mulți. Și atunci, cum îți explici că având aceste venituri, care sunt totuși mai mult decât decente de multe ori, ei tot aleagă să plece? Da, tot aleagă să plece. Este evident că nu neapărat finanțele și veniturile sunt cele care până la urmă te limitează într-un loc, ci vrei să și respectat într-un fel, vrei să ai și acces la mai multe informații, la mai multă tehnologie, la o anumită viziune de a crește într-o specialitate. Adică sunt mult mai multe la mijloc, dar să mers departe, să revenim la, tu ești, la ce vorbeam. Spuneam, ești un exemplu de tânăr medic care a ales să vină aici și cu siguranță puteai să rămâi acolo. Dar am avut cu mulți prieteni, de ce m-am întors? Cred că e un mesaj ăsta, sincer, pentru toți cei care ne urmăresc, și un mesaj pozitiv de aici din România. Cred că cu toții trebuie, sau toată societatea, trebuie să lucreze sau să lucrăm ca să-i ținem pe medicii buni, medicii aici. Pentru că e foarte important lucrul ăsta. Da. Dar noi suntem prea mici pentru lumea asta prea mare și atunci cine are urechi să audă și ne poate să facă ceva în privința asta.
Păi am transmis mesajul, mai să departe, sperăm că îl prinde și îl ajunge la urechile, ajunge acest mesaj la urechile celor care trebuie și celor care pot face ceva în sfera asta. Pentru că sunt convins că sunt foarte mulți oameni deosebiți care gândesc la fel, dar din păcate, din punct de vedere de a acționa, nu pot să acționeze. Pentru că nu au pârghile acestea, ale, nu știu, să le numim, ale puterii, în fine. Dan Dorber spune respect, respect, mulțumim foarte, foarte mult. Salut, Dan. Este, de cât o vorbeam de Anglia, este un prieten care chiar este stabilit în Anglia de mulți ani. Deci ne scrie din Anglia acum. Foarte frumos, mulțumim foarte mult. Iordana Renata ne salută. Și Radu Alexandru Filbi, căruia și mulțumesc că a distribuit acest live. Bună ziua, felicitări pentru emisiune și felicitări domnului doctor. Domnul doctor este dovada vie că atât timp cât ai voință și pasiune pentru ceea ce faci, poți reuși oriunde. Așa e. Asta a fost și sentimentul meu încă de când te-am cunoscut. Mulțumesc, corect. Pentru că am văzut, sincer, spun, asta îmi place la emisiunile acestea și faptul că cunosc oameni care vorbesc cu atâta pasiune și cu atâta devotament de ceea ce fac. E important lucrul ăsta. Adică nu să faci medicina, nu știu, pentru că ai auzit că se câștigă bine. Nu, domne, trebuie să faci medicina dacă ai o chemare. Ca în orice profesie. Tu ai, e clar că ai chemare în sensul. Am avut oarecare, dar trebuie să recunosc că mi-a fost mai mult insuflată și oarecum și ghidată de către părinții mei, care m-au... Da, sunt, știi cum e, nu tot timpul când ești foarte tânăr, la câțiva 14, 15, 16, 17 ani, cam știi ce vrei să faci. Și atunci, uite că e important să ai niște părinți care au o viziune și te simt că n-ai, ești copilul lor și știu că văd ce aptitudini posibile ai și te îndrumă spre ei. Și atunci da, trebuie să le mulțumesc, pentru că, până la urmă, fără îndrumarea lor, nu, poate nu, sigur, probabil, n-ar ajunge. Îi salut cu drag și am constatat de curând că sunt prietenistă, i-am la prieteni de ambii și îi salut și eu pe această cale. Mulțumesc. Și e clar că tu ești dovada clară că au făcut o treabă bună. Da. Adică nu te-au canalizat și au dat seama care sunt aptitudine. Exact. Să le spunem celor care prieteni, nu vin dintr-o familie de medici. Pentru că prima tentație a oamenilor când văd un medic azi, sau orice alt om într-o meserie, spun, domnule, da părinții, da bunicii, dar nu. Mai sunt și cazuri, dar tu nu ai fost unul de acele cazuri. Într-una dintre emisiuni vorbeam despre faptul că singurul, o să zic, din familie, dar familia extinsă, generație, este un străunchi. Adică unchiul tatălui meu, cunoscut la Sadova, doctor Iorgulescu, mai vorbit, da. Și bunica mea care a fost moașă, asistentă medicală, dar în rest, da, medic sau așa. Să revenim la subiect, da, am vorbit mult despre... Doinița, văd, vă fericire mult și succes în continuare. Da, te rog. Da, vorbeam despre acele infiltrații. Deci, în ceea ce privește coloana vertebrală, nu poți să injectezi acid hialuronic. Este contraindicat și atunci singurele variante pe care le ai pentru coloană este, sunt infiltrațiile cu antiinflamator, care se practică foarte des. Silină, bineînțeles, nu, pentru că este un anestezic local, și plasmă PRP. Este o discuție foarte, cum să zic, este un subiect cald, această plasmă care se vorbește și se practică cam peste tot, pentru că de ce? Dacă mă pot exprima așa, este, și este incorrect, dar mă exprim intenționat așa. Pentru a înțelege toată lumea. Este corect. Exact. Este cea mai fiziologică dintre toate metodele. De ce? Pentru că... Sau cea mai naturală. Da, oarecum. Pentru că îmi place să numesc că este materialul clientului. Adică sunt este sângele tău. Exact. Și atunci se ia o cantitate de sânge, se bagă, asta se poate găsi oriunde, tehnicalitatea metodei, se bagă la o centrifugă, la o anumită rotație, un anumit timp și se separă o plasmă îmbogățită în trombocite cu multe, multe efecte, regenerare, antiinflamatorii. Îmi place în ziua de azi pentru că știi, pe vremuri era cam trebuia să asculți ce spune cineva. În ziua de azi te duci pe Google, scrii și găsești sute de pagini despre ce e, cum se face, de ce studii. Deci se poți documenta, apropo, de internet, de la îndemâna tuturor. Asta le și spun. Aveți atâtea în ziua de azi, intrați și citiți, pentru că înainte era că așa mi-a zis doctorul.
Și nu zic că normal vii la specialist pentru că știe ceva. Cred că ce a zis doctorul rămâne principal. Dar corect. Poți să citești mult mai multe despre ce ți-a propus și ce vrea să facă acea... Sau poți să fii pregătit la doctor și tu citești exact. Și după aia vii la Bogdan am și îți trebuie, uite, am auzit asta. Cum ce e părere ai, ai să aplică la mine sau nu? Da. Bun. Patologia este variată de la renide, spondilodiscartroze, contracturi paravertebrale. Mai puțin putem să spunem că ajută gen o cifoză mare, o scolioză. Acolo intră alte discuții și alte tratamente. În principiu, fiind kinetoterapie, recuperare mentală și gimnastică medicală, un fel de reeducare posturală care... Deci sunt anumite patologii unde, evident, nu le poți folosi aceste metode de tratament, aceste infiltrații. Nu că rău nu-ți fac, dar nici nu prea te ajută foarte mult. Și atunci e bine să ai și un diagnostic clar ca să știi pentru ce faci ceea ce vrei să faci. Și asta este foarte important, ca întâi să diagnostichezi. Spune lucrurile pe nume, de aia îmi plac oamenii care i-am invitat, că de aia și chem, spun lucrurile pe nume. Adică, domne, dacă se e benefic, decidem, dacă nu, nu mai să facem de dragul doar de a... Doar de a face, doar de, Doamne ferește, a lua banii cuiva. Nu. Da, da. Nici pe departe. Ce e, cum spun la pacienți și cei care, poate sunt printre cei care chiar au făcut aceste plasme, le spun așa că dacă nu faci ceva, sigur nu te ajută. Dacă faci ceva, este posibil, probabil să te ajute. Sunt două lucruri. Un lucru bun la aceste plasme și acid hialuronic, vom vorbi și despre acestea, este că se fac relativ rar. Ce înseamnă rar? O schemă maximă de tratament pentru niște infiltrații cu plasma este de 3 ședințe. De la una la trei ședințe. Nu toată lumea face trei, nu toată lumea face una, depinde și de pacient, până la urmă depinde de patologie, cât de gravă este. Și atunci se fac maxim trei ședințe cu aproximativ 10 zile distanță între ele. Se repetă în principiu de maxim două ori pe an. Adică cam la 6 luni, dar foarte mulți pacienți fac o dată pe an. De ce? Din cauza costurilor materiale. Pentru că sunt inevitabile. Da, dar aici se investește în sănătate și a investi în sănătate e întotdeauna o investiție potrivită și sănătoasă. Am început să spun un lucru la pacienți. Într-o lume ideală, lumea ideală însemnând că ori ai îndeajuns de mulți bani încât să nu te doară că te rupi pentru niște infiltrații sau altă lume ideală, o utopie ar fi ca toate să fie acoperite prin casa de sănătate, ceea ce nu este niciuna dintre ele, mai puțin. Așa. Cele cu antiinflamator în anumite situații sunt acoperite de casă. Deci, într-o două lumi ideale, să zicem, atunci toată lumea le face. Sunt convins că ar trece peste cam o zi, că nu sunt bune, că mi-e frică, că absolut toată lumea le face. Dar, din păcate, noi nu trăim într-o lume ideală și, deci, până la urmă, le face. Sunt foarte mulți care ar vrea să le facă și nu și le pot permite. În România, problemele financiare sunt foarte, foarte mari. Da. La fel ca orice altfel de tratament, variantele de succes, dacă le putem spune așa, nu sunt 100%. În momentul în care tu institui un tratament și asta, din nou, vorbim omenește, nu neapărat medic-pacient, în momentul în care tu încerci să institui un tratament, că este medicamentos, că fizioterapie, că kineto, că infiltrații, că tot orice fel de tratament, tu trebuie să iei o plajă de ajuns de mare de pacienți, de persoane care încercă acel tratament și după aceea să ai feedback de la ei, să spună. Am o vorbă, mie vii și îmi spui dacă ești mai rău, mai bine sau la fel. Că astea trei sunt, altele nu sunt. Și atunci faci o statistică, să zicem, infiltrezi 100 de pacienți. În funcție de feedback-ul pe care îl ai, faci un procent. Nu știu, 80% sunt bine, 15% sunt nu prea și 5% nu simt absolut nimic. Normal că procentul acela de, să zicem, 20% din cei care au făcut în mintea lor și vor propaga mai departe ideea că acel tratament este cam degeaba, pentru că n-au simțit ei. Dar noi, din păcate, pentru aceia care n-au simțit mare lucru, noi nu ne luăm după procentul mai mic la care n-am avut succes. Ne luăm după procentul
mare la care a fost benefic. Și procentul în care s-au rezolvat de la e mult mai mare decât mai, cei care... E gen 80% la 20%, ceea ce este mai mare. Orice fel de tratament care are rate de succes de peste, nu știu, 3 sferturi, da? Să ne exprimăm așa, este un tratament cu eficacitate foarte bună. Repet, cei care nu simt vor spune că nu. Dar, da, da, asta este. Bogdan Nicolae Feșter Bogdan pentru ce face în România. Lucian Stănculescu, felicitări. Sabina Croitoru, care și mulțumesc că distribuie aceste live-uri și este mereu alături, ne spune așa, Sabina Croitoru. Cu toții ne confruntăm mai devreme sau mai târziu cu afecțiuni musculare, articulare sau osoase, însă puțin luăm măsuri încă de la primele semne de ale durerii. Domnul doctor Mihailescu Bogdan ne oferă îngrijire ortopedică excelentă prin servicii medicale de calitate, susținute de tehnologie de ultima generație, e și asta important, alături de un personal medical auxiliar profesionist și dedicat. Cu profesionaliști și competență, dânsul evaluează cu atenție situația fiecărui pacient, iar după aflarea diagnosticului va începe tratarea afecțiunii fie într-o manieră non-invazivă, fie printr-o intervenție chirurgicală, în funcție de gravitatea problemei. Îi doresc mult succes la activitatea dânsului, spre binele nostru al tuturor. Foarte frumos! Îi mulțumesc că, da, fiind doar la privat, dacă mă pot exprima așa, da, bine, în contract cu casa lucrând în, da, în policlinică, chestia cu undeva, eu nu intervin foarte mult în ceea ce privește intervențiile chirurgicale, pentru că, din păcate, nu prea de să le fac. Și atunci, dar, am legături cu oricine și mulți prieteni, colegi care operează și găsim tot timpul soluții. Nu e asta o problemă. Dar mulțumesc pentru vorbele frumoase. Da, mulțumim pentru vorbele frumoase și pentru că ne sunteți mereu alături. Revenind, într-adevăr, la infiltrații, pentru că despre asta vorbim. Am aflat deja de la domn doctor că procentul de benefic e mai mare decât cel mai puțin benefic și spuneai mai devreme despre pacienți și de faptul că la cei care nu funcționează o să spun, nu știu, mie îmi place foarte mult din medicina chineză alopată, că un dicton tot așa, se spune că nu există boli, există pacient. Pacient, corect. Încerc foarte important lucrul ăsta. Încerc foarte mult să fac pacientul să înțeleagă că nu există niciun tratament care să te facă bine rapid. Ce s-a stricat în, nu știu, 30, 40, 50 de ani, nu putem noi să facem imediat bine sau poate chiar niciodată, dar încercăm să remediem din situație. Cum vorbeam, sunt metode, să zicem, minim invazive aceste infiltrații, dar încerc pe cât posibil, pentru că sunt totuși invazive, să le las pe ultima treaptă, să zic, de tratament. În momentul în care ajungem să discutăm despre infiltrații, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine și felul în care abordez eu situația, înseamnă că am trecut prin aproximativ cam tot ce ai putea încerca din punct de vedere medicamentos și cam tot ce ai putea să încerci din punct de vedere fizioterapie, kinetoterapie, recuperare medicală, ce spuneam mai devreme. De-abia după aceste încercări de tratament, de-abia după aceea discut despre infiltrații. Corect. Nu blamesc pe nimeni, fiecare are abordarea lui. Am auzit că totuși nu toată lumea are această abordare, dar fiecare face cum consideră că e bine. Da. Eu așa am considerat că e bine și așa voi merge înainte. E adevărat, apropo de lucrul ăsta, că aceste invitații pot ajuta pe mulți să nu ajungă la operații? Cred că de operații le cer mai frică la oameni. Când le-ai spus de operație, clar, cred că ar face orice ca să ajungă. Da. Numai să știi și poate primit. Eu fac la pacient așa, o să mă fac la cameră pentru că să se vadă. Este destul de hilar, dar mi s-a părut foarte ușor de înțeles pentru toată lumea. În ceea ce privește, na, orice fel de artroză, patologii vertebrale, inflamații, întinderi, în fine, unde se aplică toate aceste infiltrații de care vorbeam, mai ales plasma, fac așa la pacient. Ce însemnând asta? Așa? Da. Cinci. O să vezi. 5. Yeah. Da, asta înseamnă așa. Pașii de tratament pentru o artroză sau orice fel, da, pașii de tratament. Uite, îi fac la tine dacă vrei. Haide, te rog. Și va fi așa. Tratament medicamentos de toate felurile așa. Și ținând cont, ținând cont de patologiile asociate ale pacientului. Că dacă are, nu știu ce, probleme cardiace,
pe abdomen, care, ulcere și așa, sunt anumite lucruri pe care nu le poate rupe. Deci încerci asta. Următorul pas este sunt investigații, adică tot ceea ce poți să faci ca să te duci cu, că tu ai suspiciuni de diagnostic clinic, către un diagnostic clar și susținut prin investigații. Radiografii, RMN, CT, ecografii, ce e nevoie. S-a dus și asta, da? Uh-huh. Următorul pas este fizioterapie, kinetoterapie, gimnastică medicală, reeducare posturală, tot ce înseamnă de recuperare medicală, da? Cade și asta. Rămân două. Infiltrații, operații. În momentul în care de cele mai multe ori ajung așa și spun vă gândiți la operație, luați în calcul, ăsta se duce imediat. Rămâne... Și atunci ce rămâne asta? Și ăsta sunt infiltrații. Apropo de bani, și operațiile sunt scumpe. Nu, dar o să mai scumpe decât infiltrații. Nu mai vorbim. Deci e și din punct de vedere financiar mai echitabil. Și deci, prin asta am găsit că este foarte ușor de reținut. Și oriunde te duce în lume, indiferent cum ți se prezintă, pașii ăștia sunt. Nu există alții. Și atunci e foarte ușor. Deocamdată. Poate acum să nu știți. A, bineînțeles, la ora la care vorbim. Știința este... Corect. Apropo de inteligența artificială, văzut, sunt foarte multe lucruri. Dar eu cred că, apropo de lucrul ăsta, de subiectul ăsta, doctorii niciodată vor putea fi locuiți. Să nu zicem niciodată. Nu știi ce ne așteaptă. Eu vorbesc la ora la care suntem și în ziua în care și anul în care suntem și facem ceea ce am învățat și știm și putem să facem. Ce va fi peste chiar 10, 15, 20 de ani? Nu putem să știm. N-avem de unde să știm. N-avem. Deci de asta spuneam. Vezi că de sunt cele 5. Și am pacienți care mi s-a întâmplat să vină la control și fac, domnul doctor, am înțeles, direct. Am înțeles, nu mai am ce urmărul, da. Gata, chiar gata. Mi s-a întâmplat, oricât de știu că pare amuzant, pare ciudat, dar repet, încerc să găsesc un fel de a aborda și de a înțelege fiecare om, fiecare pacient care intră, să fie cât mai simplu de înțeles. Și, uite, să le vorbești pe limba lor. Limba lor, da. E important și lucrul ăsta. Mi se pare că da, reușesc cât de cât să mă fac înțeles. E important lucrul ăsta. O salutăm și pe Vali Luminița, Ioana Mihaela, Iordana, Renata, Sabin Popescu, Luminița Văduva, Maria Calu, Barbu Flori și toți cei care ne sunt alături. Apropo de perioada asta, că vorbeam de Ambrozii mai devreme, că și tu și eu suntem în situația asta și cred că foarte mulți din cei care urmăresc și foarte mulți oameni în general au această problemă cu alergia. Dar așa, statistic, pe an, când sunt cele mai multe? Când e gheață, când e bolei, când sunt cele mai multe? Sau tot din punctul meu de vedere al specialității mele? Ortopedie. Tot timpul, iarna cad, bine, glumesc acum, dar pe gheață. Modul, cad pe gheață și așa, vara cad la ștran. Atunci, na, există oarecum tot anul. Cu oarecare, să zicem, dacă între pe cei din urgență și așa. Îmi aminte că na, am fost atâția ani de gardă în urgență, parcă totuși iarna este mai specială din punct de vedere negativ pentru specialitatea noastră. Foarte, foarte mulți. Foarte multe. Ulei, gheață. Da. Deci da, pot să zic că iarna este poate cea mai perioadă. Da, vezi, în ceea ce privește policlinica, pentru că mai mult ne ocupăm de cazuri cronice, nu pot să zic care vă. Din punct de vedere al spitalului, al urgenței, da. Dar în policlinică nu contează neapărat acest aspect de anotimp. Dar revenind la perioada aia, cum ai vrut că ai fost la medic rezident și ai lucrat în zona asta de gardă și a fost un gaz care te-a impresionat în mod, sau anumite gazuri, putem să dezvoltăm, care te-a impresionat într-un mod mai aparte, să zic așa. Da. Două vin în minte și n-au legătură cu specialitatea mea, cu toate că unul are. Eram student, nici măcar rezident, și eram în urgență în primii ani, habar n-aveam de nimic. Și mi-aduc aminte că a venit un pacient până în 40 de ani, mare, mult așa, rom. Masiv. Da, rom. Așa. După o altercație ceva. Și eram întins pe targă și știu că tot ce am putut să văd, deci era undeva în jurul... Na, da, putea să fie și de altă etnie... Da, nu s-a întâmplat, nu ne ferește. Nicio treabă. Chiar avem foarte mulți prieteni. Prieteni, nu e problema de asta. S-am văzut așa, o plăguță de aproximativ 2 cm. Omul a venit, era supărat, spunea, făcea. În decurs de 10 minute,
a intrat un stop cardiac și l-au băgat instant în sală și știu că am intrat în sală, m-am echipat, nu știam să mă îmbrac, dar m-am îmbrăcat cei de acolo și am văzut cu simplu, au făcut tot oracotomie, adică l-au deschis complet. Și nu mai știu ce vas de sânge, îmi cer scuze, nu mai țin minte, dar un vas de sânge de grosimea cam așa, am văzut cum era un pic ciupit. I-au dat cu, probabil, cuțit și a ajuns până acolo și a ciupit un pic din vas și din cauza ciupitului a cumva s-a dat și era explozia foarte mare de sânge. Omul aproape a murit și totuși a reușit să salveze. Deci asta, și în decurs așa de câteva minute. A doilea caz, ori mai ales acum că am copii, mă afectează altfel. Eram în urgență și a venit o fetiță de 2-3 ani înecate. Sunt lucruri pe care eu le spun la mulți și prieteni și cunoștințe și așa, ceea ce vedem noi ca medici, nu vorbesc de toți, dar vorbesc de unii care chiar suntem implicați în urgențe și facem gări și vedem tot felul de lucruri, nu e normal să le vezi ca un om normal, nu e normal. Da, și sunt mulți oameni care n-au tangență cu asta. Asta spun, deci nu e normal. Îți rămân niște lucruri. Dacă le lasă să te afecteze, exact, nu mai mergi înainte, dar ele undeva rămân și le ții cu tine pe viață. Și ultimul caz, pentru că mi-a rămas în minte și are legătură cu specialitatea mea, eram undeva în anul 1-2 de rezidențiat și a venit o doamnă mușcată de cap, de antebraț și se mai ținea tot, aproape tot membru superior într-o poșghiță de piele. Și am intrat în sală și s-a nimerit, s-a practicat amputație pentru că altceva nu se mai putea face. Și nu o să o niciodată, te închid ochii și simt cum s-a nimerit eu să țin de membru și în momentul în care s-a retezat complet și s-a putut amputația, am rămas cu membru în mână. Și am simțit așa cum s-a desprins și a rămas cu membru în mână. Și a fost o senzație foarte ciudată. Și am zis, acum ce fac cu membru? Și a zis, uite, pune-l acolo, în zona, să arunci așa, practic, mâna unui om. Da. Deci îți rămân niște lucruri ciudat. Vă salutăm și pe Costin Laviță și pe Oprea Sorin și pe toți cei care ne urmăresc și pe mulți încă ne sunt alături. Sorin Oprea, prieten bun al meu, medic ortoped, face lucruri extraordinare la spitalul din Curtea de Argeș. Salut Sorin și mult succes. Spre deosebire de mine, când lucrez la privat, el chiar operează și operează foarte bine ceea ce face. Succes! Foarte, foarte frumos. Apropo de ce ne-ai spus mai devreme, te-ai gândit vreodată să, nu știu, în urma acestor experiențe, când ai spus să renunți? După aceste experiențe, și sunt convins că ne-ai spus de doar câteva din... Câteva, bineînțeles. Ce mi-a rămas ce așa? Ce se poate vedea la urgențe? Eu am văzut odată la urgențe, aflam acolo, așa. Și am văzut, nu o să niciun unul cap în spate și mi-a rămas și mie, apropo, dar mai să fii medic și să și intervii acolo. Și în Anglia am văzut multe. Da, nu vreau să te văzut vreodată? Nu, n-am simțit niciodată nevoia, dorința de ce, băi, nu pot. Am simțit nevoia să plec și să mă relaxez o zi, două, dar nu să renunț niciodată. Nu. Asta înseamnă pasiune. Deși e o meserie foarte grea, pentru că nu e ușoară. Meseria asta nu e o meserie... Nu, dar vezi, uite, totuși mă ferește oarecum de... Am zis tot timpul că n-aș putea niciodată să fiu pediatru, de exemplu, să am grijă de copii. Cu toate că mai văd copii în patologia mea, de la mine vin cu o contuzie, cu o întorsă, ceva mai subțire oarecum. Da. Sau să fiu ginecolog, da, de exemplu. Sunt lucruri pe care nu blamez specialitatea, cinste tuturor, am prieteni, foști colegi de an, de grupă care sunt ginecologi, dar eu personal n-aș putea să fac lucrurile astea. Da, sunt lucruri pe care poți să le faci și lucruri pe care nu poți să le faci. Da? Care trebuie să realizezi și să mergi pe drumul tău. De-aia sunt și diferite specialități. Așa toată lumea evident. Nu e nici indicat. Și apropo de facultatea de medicină, se învață foarte mult. 6 ani și după 6 ani vargi de specializarea. Mai sunt... Când văd medici tineri, zic că da, n-au experiență. Ok, nici n-ai cum să ai experiență până nu practici mai mult. Dar ce nu iau în calcul este că tu ai în spate 6 ani de facultate, să nu să se spune. Proaspeți. 8 ani de gimnaziu, 4 ani de liceu, 6 ani de facultate și încă minim 4-5 ani de specialitate, de rezidențiat. Uh-huh. Și tu ajungi medic după minim 11 ani. 12 ani. Ok, nu ai foarte mare experiență în specialitatea ta, pentru că nu ai fost pe spatele tău. Tu decizi, tu dai cu capul, tu centrezi, tu dai cu capul. Dar o experiență
dacă ești cât de cât implicat în ceea ce faci, e imposibil să nu ai. Ca orice fel de lucru, înveți să te descurci mai bine pe parcurs, pentru că treci prin mai multe și, repet, o să uit prima mea experiență de consultații în prima mea zi de medic specialist în care a intrat pacientul, am închis-o și așa eram eu cu el. Nu mai era niciun medic în spate, niciun profesor să-l întreb, niciun... Și descurcă-te, știi? A fost un moment... A fost un moment, da, ciudat, dar uite, treci prin ele, ai o oarecare experiență, depinde și cum ești ca și om, repet, și totuși, da, poți să faci niște lucruri dacă te implici. Angel Bogdan, salutări doctor Mihai Lescu și salutări... Un viitor specialist ortoped, a doua specialitate anul acesta. Baftă! Îi urez mult succes și sunt convins că o să auziți de Angel Bogdan. Foarte tare, felicitări! Vedeți, eu n-am niciun fel de partipli, am stat și nu înțeleg de ce, că știi că vorbeam noi mai devreme înainte de emisiune. Da. Că se înțeapă unii pe alții. Nu zic de ăla, nu zic de la alt. Nu am niciun fel de... Să aibă tot succes, n-am înțeles niciodată răutățile astea, de ce să faci asta? Sau de ce să nu recomanzi un coleg care știi că e bun? Evident. Deci, evident. Apropo de lucrul ăsta, n-ai cum să nu recomanzi un coleg. Dar bine, eu cred că asta, Bogdan, ține nu doar de caracter, ci de profesionalism. Pentru că numai un medic bun poate să spună ce ai spus, să recunoască niște lucruri și să canalizeze omul către altcineva atunci când nu e de competența sa. Da, corect. Da. Eu aș vrea să cred că toată lumea face. Da. Păi, așa ar fi normal. Da. Așa ar fi, nu ideal. Nici măcar ideal, pentru că astea sunt niște lucruri, nu numai de bun simț, niște lucruri normale. Și atunci cred că am avea mai puține cazuri nefericite în presă, în care vedem că unii oameni nu-și fac treaba. Și nu doar din domeniul meu, din toate domeniile. Da. E important acest aspect și e importantă și autoanaliza și e important să treci peste acele momente, cum ai făcut-o tu, acele momente de cumpăr, acele momente grele, care n-au fost doar alea. Sunt convins că au mai fost pe parcurs și cred că și tu știi, vor mai veni. Ce nu te omoră, te face mai puternic, așa era o vorbă. Trebuie să înveți din orice, să încerci să te întărești cu bune, cu rele. Totul te formează până la ești cum ești din cauza sau datorită, cum vrei să spui, tuturor trăirilor și întâmplărilor tale, vieții tale și atunci. Da, de-aia un medic trebuie să aibă și o bună pregătire psihică, pentru că vezi tot felul de, nu știu, picioare întoarse, călcâi, nu știu, în altă... Deci vezi, practic, oameni care au membrele... Foarte multe, da. Foarte multe. Și trebuie să atunci trebuie să fii foarte stăpân pe tine, da. Să fii foarte bine și din punct de vedere nu doar profesional, și psihic, să intervii. Și asta vine, repet, cu făcând niște lucruri. Mi-aduc aminte când eram rezident mic, un coleg de rezident mai mare mi-a permis, m-a lăsat să merg să rezolv eu o fractură de gleznă și mi-a și zis, uite, fă-i așa, fă-i așa, fă-i așa. Era printre primele glezne pe care le reduceam și le imobilizam și nu mi-a ieșit deloc. Și a venit colegul și a luat cu mâine de cap, zis, mă, trebuie să o facem din nou, dar vedeți, așa înveți. Cum altfel să înveți decât prin anumite greșeli? Sper să fie cât mai puține, să nu impacteze pe termen lung, pacientul mai ales, dar greșeli sunt inevitabile și cu atât mai mult cu cât organismele noastre sunt foarte diferite. Și revenim la ce vorbeam de subiect, spunea toți pacienții, nu te mai lua că ai auzit tu de fratele, tata, lui mama, că a făcut nu știu ce infiltrație, injecție, tratament, ce-o fi făcut și nu i-a fost bine și eu nu vreau să-l fac, că am auzit că nu e bine. Asta nu presupune faptul că și la tine va fi la fel. Dacă ceva te ajută pe tine și nu mă ajută pe mine sau invers, nu înseamnă că va fi la fel la altcineva. De cel mai bun exemplu, am avut o doamnă, i-am făcut plasmă, că tot vorbeam de infiltrații cu plasmă, la cervical, coloana cervicală și la genunchiul stâng, cred. A făcut cele trei ședințe și o întrebam după aceea, vin la control cam la urmă și întrebam, ce faceți, cum sunteți, cum vă simțiți, cum vă... Și a zis, doamne, cu coloana nu mai am nimic, nu mai doare, sunt bine, n-am nicio treabă, cu genunchiul, așa, 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 nu extraordinar, dar bine și eu. Și atunci e cea mai bună comparație, doamne, dacă la același pacient
aceeași, că e sângele lui, faci două segmente diferite. Și la unul e bine și la unul e mai puțin bine. Dar de la pacient la pacient. Știu că am vorbit într-una din emisiuni și despre faptul că era vorba de un cuplu, soț și soție. Nu era vorba de infecție, era vorba de la tratament. Da, exact, de tratament medicamentos. Sau la, și la soț n-are, sau invers. Invers, da, invers. La soție la soț, și la soț am mers, da. Adică, exact, și nu vorbeam de infiltrație aici, vorbeam de altceva. Vorbeam de tratament medicamentos, primul pas, de care făcură mai devreme, da, pentru că v-am zis că iau un pas. Deci suntem foarte diferiți și reacționăm diferit. Evident, știi că asta cu pas cu pas sau cu pași, cum zici tu, e bine zisă de către un medic specialist ortoped. Adică chiar e potrivită expresia asta. Pas cu pas, da, corect. Da, bună analogie. Nu mă prind să iei prima secundă. Bună analogie asta, da. Da. Da, revenind, deci nu reacționăm toți la fel. Sunt tot felul, în ceea ce privește plasma, nu există mai multe feluri. Că e sângele tău, se centrifugează și ăla e. În ceea ce privește acidul hialuronic, de care vorbeam mai devreme, sunt foarte multe feluri. Toate sunt pe bază de acid hialuronic, dar contează, sunt trei lucruri în principiu care contează. Cantitatea de lichid, care 2 ml sau 3 ml sau 4 ml, da? Cam pe aici ajunglăm, nu prea facem mai mult de 2-3 sau mai mult. Asta e primul lucru. După aia contează foarte mult concentrația de acid hialuronic. Unii au 10 mg pe mililitru, alții au 20, alții au 30 de mg. Și al treilea lucru care contează este ce mai are pe lângă acel acid hialuronic. Unele au condroitină, altele au ciclodextrină, altele au prolină, altele au glucozamină, altele au glicină, nu știu. O grămadă de chestii. Deci diferă și aceste injecții, infiltrații cu acid hialuronic, pe care, repet, nu le facem în coloană, dar le facem în orice altă articulație. De la umăr, cot, radiocarpian, șold, genunchi, gleznă, se pot face oriunde. Oriunde. Și marea majoritate sunt bine. Da. E important să spunem și aceste procente de care am amintit și puțin mai devreme, 80% față de 20%, pentru că e important să spunem. În ceea ce privește acidul hialuronic scurt, este, vă spun cam ce încep. Înseamnă infiltrațiile în sine, prețurile, da, sunt, repet, sunt mai mari la hialuronic? Nu neapărat mai mari. Se face diferit. Acidul hialuronic se practică de maxim doar pe an, dar e o singură injecție. Uh-huh. Că în partea altă sunt trei, maxim. Și atunci prețul oarecum variază. Nu este mic, dar nici mare, depinde și de oraș. Uite, de exemplu, am venit o doamnă din Timișoara, asta că s-a întâmplat acum câteva săptămâni, și mi-a zis că a făcut niște infiltrații intraarticulare în genunchi pe la Timișoara, nu spun, depresiile, dar oricum mult mai mari decât la noi. Și am zis că, uite, îmi pare rău că nu lucrez în Timișoara atunci. Da, același produs, aia, în orașele, același produs, în funcție de oraș, este mult mai mare. De exemplu, la București e aproape dublu. Aceeași putem injecție. Să spunem asta fără să să supere nimeni de mândria asta, ori de veniți fraților la Creva, că e mult mai ieftin. Da. Și ziceam doar că este aceeași injecție, la fel de bune, de aceleași concentrații, da, aceleași, adică nu e nicio... ca și cum știi, ai lua un Adidas, nu știu, Lotto și unul Nike sau nu știu ce. Da, da. Normal că plătești și brandul doar. Dar aici este aceeași injecție, doar că diferă de oraș, de prețul. Câteodată chiar fiind aproape spre dublu. Același lucru. Da. Salutăți pe George Popescu, Maria Georgiana Stoienică, Oprea Sorin, și toți cei care ne urmăriști, ne mulțumim că ne sunt alături. Trebuie să mai spunem lucrul ăsta, apropo de discuții, pe care le puteți vedea în online, cum zicea și Bogdan, că ați auzit pe vecina, pe vecinul, pe nu știu cine, sau rude. Medicul, medicii sunt cei care decid, mergeți la medicul specialist și ei decid. Împreună cu pacient. Sunt pacienți spun care îmi spun, spunem ce să fac. Și eu zic, nu mi se pare corect să spun, să spun de variante și de ce presupune fiecare și de ce am face-o și cam cum, ce am așteptat și cum se face și de prețul. Dar nu spun eu, uite, fă-o pe asta. Nu mi se pare mie personal. Să nu uităm cele, da. O luăm se prezintă cele 5, da, care am prezentat, cei 5 pași, da? Cei 5 pași. Acum depinde de... Și cum vede pacientul și ce... disponibilitate de timp, care am avut pacienți care
are multe patologii asociate și mai mulți. Dar dau ca exemplu unul care să denote că sunt mai mulți în acea situație. Multe patologii asociate și atunci primul pas din cum făceam tratamentul medicamentos cam scârție, pentru că nu prea ce să-i tai foarte multe lucruri. Investigațiile a făcut, s-a venit cu radiografii, cu tot ce trebuie și cam știi ce diagnostic e, având patologii asociate sau poate chiar a mai făcut fizioterapie, nu e cum s-a simțit prea bine sau poate n-are voie să facă. Și atunci și nu vrea să opereze. Și atunci din start nu mai cum să treci prin pași, pentru că deja oarecum ori i-a făcut, ori nu l-a ajutat prea mult, ori n-are voie să-i facă. Și atunci din prima faci și așa, pentru că deja ori i-a făcut în altă parte, ori nu are voie să-i facă. Și atunci, de multe ori sunt unii care zic, dar de ce filtrații? Păi, din prima parte. Exact. Da. Dar nu e că îți fac eu din prima sau că îți propun eu din prima. Deja, uite, am trecut prin toți pașii. Că i-ai făcut la mine sau nu, sau nici măcar n-ai voie să-i faci, asta nu depinde de mine. Corect. Depinde, de, repet din nou, materialul clientului. Și tot pacientul decide. Corect. Deci, ori așa, ori... Ori, i-am mai spus, sunt cazuri, cum am spus că nu, pe toată lumea ajută, este și aici un fel de a le face și o anumită perioadă de timp pe care le fac, după care spun stop și le spun pacientului, domnule, nu te mai infiltrezi pentru că le faci degeaba, nu are sens să le mai faci, nu ți le fac doar ca să dai niște bani degeaba. Problema se pune că să zicem că le faci peste are două variante. Ori o duci așa, duci pe picioare așa cum poți, iei tratamente de tot felul care știi tu că te mai ajută, sau te duci și te operezi. Nu există altceva în momentul. Deci nu sunt alte variante? La noi, ca ortopezi, e relativ mai simplu din punctul ăsta de vedere. Dacă vrei să o privești așa, trebuie să faci aia, aia, așa, așa. Nu ți-a mers, trebuie să te duci și te operezi. Oricât de cinic sau rapid sau cum vrei să spui, ar părea, ăsta e adevărul. Nu, și, e, sunt mulți care, profesionist, și sunt mulți care nu pot să treacă prin toți pașii și în ceea ce privește infiltrațiile, aici singurul, trebuie să fim ferm convins, este doar factorul monetar, care pe mulți îi împiedică de a le face. Foarte puține procentul de cei care cu adevărat au așa de mare frică de injecții, încât, domnule, nu pot și nu fac. Dar chiar, apropo, că ajunsărăm aici la chestia asta, salut pe Carla Diaconu și ce vă salut cu respect, onestitatea vă reprezintă ca de obicei. Așa e, un medic onest. Să salutăm și pe Gabriel Vrădus, președintele Camerei de Comerț și Industrie Dolj și mulțumim că se află alături de noi. Că ajunsărăm aici. Doare? Că și asta se, da. Întreabă, se întreabă unii, băi, doare sau nu? Că totuși e înțepătură, nu? Adică... Corect. Din nou, cum a zis Carla, încerc să fiu cât mai sincer și direct. Eu nu am avut făcut injecții intraarticulare sau paravertebrale. Am avut foarte multe injecții intramusculare. Acolo pot să spun cum e, că știu pe pielea mea. Aceste alte nu le știu pe pielea mea și atunci tot ce pot să spun este ce mi-au relatat pacienții. 95% din pacienții pe care i-am infiltrat, și nu sunt câțiva, unii au mult mai mulți ca mine, alții au mai puțin, am și eu câțiva. 95% după ce am terminat procedura, pe cuvânt, asta este reacția lor, doar atât. Fără direct și sincer, așa este. Este mult mai mult, mult mai mult frica și gândirea pe care tu ai de ce ar fi, da? Dar de fapt ceea ce este, nu e chiar așa. Mai există situații în care mai doare puțin, dar nu ești departe, ceea ce probabil mulți... Bine, acele sunt foarte fine, așa, pentru cei cărătorilor le e frică, nu? Sau pentru nu? Cele intraarticulare nu prea sunt așa fine, sunt un pic mai groase. Pentru cele paravertebrale sunt un pic mai fine, dar intraarticular nu sunt chiar așa de subțiri. Am înțeles. Deci, dar nici... Nu. Deci, în principiu, nu sunt rău. Eu sunt convins că nu sunt... Dar n-au de ce pacienții să mă mint, Doamne ferește, că e pielea lor. Așa mi-am spune pacientul, așa vă relatez ce mi s-a spus. Dacă aș fi avut eu făcut, v-aș fi spus personal. Încă nu am, sunt convins că o să am. Dar încă nu am făcut. Apropo de lucrul ăsta, pentru că încă din prima misiune mi-aduc aminte, Bogdan, că în ghilimele așa, că ești un tip glumesc, ne-ai încurajat și ai spus că mai devreme sau mai târziu toată lumea va avea nevoie. Toată lumea. De medicul ortoped. Avem, nu numai, și colegii mei sunt convins, avem pacienți și de
30 de ani pe care îi infiltrăm și de 20 și de 18 ani, mai ales în ceea ce privește plasma, pentru că acidul hialuronic poate nu chiar îl folosești la toți pacienții așa mai tineri, dar se folosește și este și indicat în anumite cazuri. Plasma, în schimb, o poți folosi într-o varietate extraordinară de patologii. De la o întindere, de la o inflamație, de la o mică entorsă, de la orice. Și poți să o faci cam de la orice vârstă. Adică sunt, de exemplu, fotbaliști sportivi care vin și fac plasma și au 18 ani, 20 de ani, adică foarte tineri și care vin nu că vor să înțepe, pentru că au simțit, ori unii că au mai făcut, ori alții că au auzit, alții care au făcut și au simțit beneficii relativ mari. Și atunci, asta este bine la plasmă, dacă vrei să o zici așa, este că singurul oarecare, să zicem, singura contraindicație este de pacienți care au istoric de cancer. Pentru că oarecum e intuitiv de ce nu e bine să fac. Pentru că probabil există niște celule prin sânge și nu e bine să le propagi în altă parte. Da? Bun. Dar în rest nu există niciun fel de contraindicație. Cu atât mai mult riscuri sau complicații. E sângele tău, materialul tău, mai mult decât poate o inflamație locală, o ușoară durere, câteva zile sau ceva de genul, altceva nu are ce să ți se întâmple. Îl salutăm și pe Irene Savarstre, pe Adriana Ioana Catargiu, pe Mihaela Cărămidă și pe toți cei care ne sunt alături. De apropo de lucrul ăsta, că ziceam înainte de faptul că nimeni nu poate să scape de lucrul ăsta, simți că astăzi de vârsta la care vin, că spune că sunt și oameni, bine, de exemplu, oamenilor care oarecum sunt în zona sportul, sportivă, cei care mai au probleme cu entorse, cu alte chestii. Sincer, nu pot să spun exact că a scăzut, dar am foarte mulți pacienți din sfera sau din vârstele cuprinse între 50 și 60. Ceea ce mi se pare, da, destul de tineri, să zic. Dacă te gândești undeva la un 65-70, ai poate zici că nu mai e chiar așa tânăr. Dar la un 50-55, poate nu e așa de trebuie. Da. Și sunt foarte mulți, foarte mulți. Sunt pacienți, din păcate, de acolo intervin alte discuții în ceea ce privește, de exemplu, necroza septică de cap femoral, care se întâmplă destul de mult la șold și la destul de mulți, mai ales bărbați, ceea ce este... Probabil niște studii și ne pot explica de ce. Sunt pacienți care la 50 de ani deja au proteză de șold. Adică sunt rari, relativ rari, dar se întâmplă și niște lucruri unde, până la urmă, orice încercare, inclusiv acele infiltrații, nu merg. Și atunci n-ai ce să faci, te operezi. O să salutăm și pe Antonaru Adalcisa și pe toți cei care ne sunt alături și ne-au fost alături, pentru că am ajuns la final. Sunt câteva lucruri la care țin foarte mult în încheierea fiecare emisiuni. Unul, să spui cum te-ai simțit aici alături de mine și alături de prietenii noștri like pe Facebook. Și doi, care ar fi mesajul tău, Bogdan Mihăilescu, medic specialist ortoped, pentru toți cei care ne urmăresc? Te rog. Ca de obicei și după pauza asta, nu foarte lungă, dar pauză, m-am simțit ca acasă. Mult spus, dar aproape ca acasă. În sufragerie. Deluat acasă. Fiecare, atâta timp cât consider că ai cu cine să discuți, să veniți la o simplă discuție, dacă considerați că dumneavoastră aveți nevoie de așa ceva sau poate vreo cunoștință, nu strică o discuție. Crește dacă nu vă doare nimic, nu? Deci. Lucrând cu casa la Centrul Medical HitMed, nu vă costă nimic să veniți să avem o discuție. Se practică foarte, foarte des aceste injecții intraarticulare, foarte des în genunchi, foarte des în șold, plasma foarte des în ceea ce privește la fel patologia articulară, dar mai ales vertebrală. Și am o vorbă, că mă întreabă pacienții dacă sunt bune. Și eu nu o să zic niciodată de ceva, de orice lucru pe care încercăm, că e bun sau rău. O să zic ceva la modul dacă l-ai încercat. Și dacă l-ai încercat și s-a făcut bine, ia uite ce bun e. Dacă nu încerc altceva, că poate n-a fost la ce trebuie. Deci în ceea ce privește infiltrații, dacă n-ar fi îndeajuns de bune și n-ar ajuta îndeajuns de mulți pacienți, nu ar mai fi pe piață. Și nu s-ar mai practica aproape zilnic. Acum,
e adevărat, dai niște bani și nu știi 100% dacă te ajută. Dar aici nimeni nu poate să știe. Dar întotdeauna o investiție în sănătate e din punctul meu de vedere, o investiție pe care o faci în sănătate, sănătatea ta nu e niciodată pierdută. Fiecare consideră până la urmă ce dorește și își trăiește viața așa cum dorește. Și ia deciziile, dar din punct de vedere medical, deciziile personale trebuie luate sub îndrumarea specialiștilor, nu așa de... Ar trebui. Pentru că de aia sunt medici și de aia au învățat atât. Lucrăm foarte mult și la asta, ce înseamnă. Vezi, pacientul nu prea mai vine cu încredere la medici. Da. Lucrăm foarte mult și la asta, să încerc să îi explic și să înțeleagă că nu vrei decât să cer să-i faci un bine. Prin ce posibilități ai și da, se pot practica. Dar ne botem și la chestia asta. Da, cred că lumea, acum, eu știu ca jurnalist și vedem tot felul de lucruri care apar în mass media sau în online, sau, dar nu trebuie să generalizăm. Sau neîncrederea în sistemul medical nu trebuie să fie egală cu neîncrederea în medici. Pentru că noi avem în România medici foarte buni și cred că trebuie să avem încredere în ei. Pentru că foarte mult încercăm. Eu zic că trebuie să avem încredere în medici, pentru că mai ales sunt medicii care fac asta cu pasiune. Și cred că tu ești unul dintre ei, am mai cunoscut oameni din sfera asta și cred că e nu doar o pasiune, asta e una din cele mai nobile meserii. Să te pui în slujba celorlalți la propriu. Adică aici nu vorbim doar de filozofie politică sau ipotetică, ați văzut de multe ori că sunt oameni care spun, domne, pentru cetățeni, pentru... în fine, aici sunt mai multe discuții, nu e cazul și locul acum. Dar medicii învață pentru a-i ajuta pe ceilalți. Se pun în slujba la propriu, adică pun mâna și ajută. Ceea ce cred că ar trebui să facem și noi ca spirit civic atunci când vedem oameni aflați într-o situație delicată să-i ajutăm. Da. Cred că și cultura asta civică se discuta foarte mult despre acordarea de prim ajutor. Foarte important. Nu ar fi rău să se... Apropo de zona educației și zona sanitară. Eu de când am început aceste emisiuni de foarte mulți ani și la televiziune și pe YouTube și în online și pe Facebook și așa, patru lucruri. Apropo de degete, eu am patru care cred că sunt legate între ele. Educația, cultura, sănătatea și protecția mediului înconjurător. Cred că e foarte important. Da. Sunt foarte importante. Poate ar fi interesant, dar asta probabil trebuie mult mai multă, nu știu cum să zic, pregătire din partea ta în ceea ce privește felul emisiunii. Data viitoare să facem un fel de a răspunde la întrebările, să pui, nu știu, la oaltă 10, 20, 30 de întrebări. Sunt foarte multe felicitări, foarte mulți oameni. Au mai fost pe emisiunile precedente, am avut câteva întrebări. Ar fi poate mai interesant să și răspundem la ce se vrea să fie răspuns. Poate ar fi interesant, e o idee. Da, e o idee și o idee bună, așadar puteți să scrieți întrebări și vom lua încercăm să răspundem în calcul. Îți mulțumesc mult de prezent și doresc mult succes în continuare și tot ceea ce faci. Mulțumesc, Doamne ajută! Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook, în sufragerie. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, multă, multă sănătate, foarte important acest aspect. Până la live-ul următor, eu sunt Cătălin Ioruțene, nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.